Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la o nouă emisiune sportivă aici la TV Galați. Astăzi la Fair Play ne întâlnim cu Adrian Irimia, capitanul echipei de hockey pe gheață de la CSM Galați, echipă care ieri, într-un meci foarte frumos la patinoarul Gălățean, a câștigat cu 6-3 în fața celor de la Gheorghe. Am fost și eu prezent la meci. Nu mai fusesem de mult la o partidă de hockey și chiar a fost o partidă frumoasă. Băieții de la CSM au dominat meciul. A fost conduși puțin, dar în prima parte a primei reprize, aș putea spune, pe aceea și-au revenit și s-a dovedit că au fost favoriți și au câștigat. După clasamentul pe care l-am studiat, CSM Galați în acest moment se află pe locul 2 cu 25 de partide disputate, 68 de puncte. Pe locul 1 este Csíkszereda, adică echipa din Miercurea Ciuc. Locul 1, 71 de puncte, dar cu 4 meciuri mai mult disputate. Și pe locul 3, Corona Brașov, același număr de meciuri ca și în Galațiu, 25 de partide, 62 de puncte. O diferență destul de mare, aș putea spune, față de Brașov, 9 puncte. Echipă care, nu mă feresc să spun, atunci când încă se mai forma echipa la Galați, și eu am fost la Brașov, a fost un meci de handbal CSM Fete cu Corona, Marius Trandafir, fostul vostru antrenor, îmi spunea că trag la titlu. Adi, două, trei cuvinte despre meciul de ieri și după aceea te-aș ruga să îmi spui ce vă propuneți în acest sezon. Despre meciul de ieri pot spun că a fost un meci destul de greu, echilibrat. Am început destul de rău, ne-au condus, am avut o eliminare de 2-10 minute și ei au fructificat-o, după care am revenit imediat la, cred, 20-30 de secunde și meciul a decurs conform planului nostru tactic. Ne așteptam să câștigăm, am mai avut două meciuri cu ei, le-am câștigat și pe acelea. Cred că Gheorgheni este echipă tare, dar doar atât. Da, avem puterea să trecem peste ei la fiecare meci. Revenind la prima întrebare, ce vă propuneți în acest sezon? Pentru că și voi, ca și mai toate echipele de la CSM Galați, ați pornit destul de târziu și destul de greu. Ce credeți că se poate întâmpla în acest sezon, pentru că sezonul e 2018-2019, în condițiile în care, iată, v-ați mai primenit echipa, au mai venit alții, au plecat alții, adică mă uitam aseară, chiar sunt două linii, în opinia mea, și vreau să cred că cât de cât mă pricep la hockey, înainte de a juca handball, eu am cochetat puțin cu hockey-ul, dar îmi place foarte mult hockey-ul și l-am urmărit. Galațiu a fost un centru foarte puternic de hockey. Ce credeți că puteți obține acest sezon? La început sezonului am pornit cu un obiectiv stabilit de conducere, locurile 1-4, să prindem play-off-ul, dar știam că o să fie greu, pentru că noi am început foarte, foarte târziu față de celelalte echipe. Avem o echipă destul de subțire, să spun așa, cu puțini jucători, dar obiectivul nostru personal este să o luăm pas cu pas, de la meci la meci și finala. Care ar fi, în opinia ta, favoritele la titlu în acest an? Acum pot spun că am jucat cu toate echipele și cred personal că Ciucul are un avantaj și cred că ei sunt favoriți. În locul 2 cred că am fi noi. Deci situația din clasamentul actual. Care e acum, nu? Da. Dar oricum mi se pare totuși echilibrat. Adică oricine, cred că în afară de oricine din astea patru, poate bate pe oricine. Cel puțin asta e părerea mea. Acum, contrazimă sau... Da. Nu știu, Gheorgheniu, i-ați bătut tot timp, cam peste tot. Da, noi am câștigat și cu Gheorgheniu, dar uitați că și Gheorgheniu a câștigat la Ciuc acasă, și cu Brașov a câștigat. Toate echipele sunt echilibrate. Dar părerea mea, strict personal, este că Ciucu are un avantaj, are un lot foarte bun și au foarte mulți români buni și sunt foarte mulți, au 5 linii. Da. La noi doar 3, dacă nu mă înșel, și acolo... Da, 3 și o rezervă. Aș vrea să te întreb
legat de campionatul acesta. Cum ți se pare nivelul? Pentru că văd că a mai apărut o echipă, Aaron Marton, da. Sportul Zdențesc, aceeași formație boemă care știm și noi, că nu știu, eu știu, ei se antrenează pe undeva sau vin direct la meciuri? Da, antrenamente, să zic așa. Și adevărat poveste, sau nu știu, e o poveste sau nu, am înțeles că portarul lor avea undeva la 60 de ani? Nu. E poveste, nu? E legendă. E un fost jucător care activa și a fost antrenor la o echipă din Ungaria foarte bună care joacă în campionatul Austriei, era antrenor de portare acolo și mai activa la echipe de amatori, dar nu este atât de bătrân. La 50 cred că are, nu? Nu, undeva la 40. Da, am tot citit pe online undeva, nu știam, chiar mi-am și zâmbit așa, dar spune că ar avea undeva la 60 de ani. Nu știu dacă are voie să joace la vârsta asta, da? E o glumă. E o glumă, da. Cum ți se pare așa nivelul campionatului? De față de anul trecut este destul de ridicat. Chiar dacă a intrat echipa asta Marton, este o echipă tânără, dar au niște condiții și un antrenor foarte bun la cârța acolo, au tot ce le trebuie, patinează bine, dar nu au experiență. În schimb, au mai plecat jucători, au mai migrat, să zic așa, și la celelalte echipe și s-au întărit, vedeți, și Gheorgheniu acum este... Am văzut câțiva foști băieți de la Galați acolo care joacă la Gheorgheniu. Da, și fost antrenor de aici, este antrenor secund acolo, au condiții excelente pentru a-și desfășura activitatea și s-au întărit destul de bine, să zic așa. Ciucu exact ca anul trecut, iar Brașovul, echipă puternică, cu condiții, cu bani, cu tot ce le trebuie, dar probabil au ceva probleme de management. La Brașov? Da, în sensul că nu reușesc să își aleagă străinii potriviți pentru echipă, cred eu. Aici am văzut că în față de alte perioade predomină foarte mult hocheiștii din zona estului, mai mult ruși. Într-adevăr, sunt și foarte calitativi. Hildebrand, parcă din vechi, a mai rămas, da. Cel știam eu. Și cum vă împăcați așa? Totuși, omogenă echipă sau mai omogenizat? Păi, cred că ăsta este atoul nostru și punctul nostru forte, pentru că cam toți jucătorii sunt undeva la aceeași vârstă, plus minus, dar ăsta este punctul nostru forte, suntem o echipă, toată lumea se înțelege, avem o atmosferă super în vestiar, super, 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 toată lumea, nu există certuri, nu există nimic și asta cred că ne ajută foarte mult la meciuri. Ne ajutăm unii pe alții foarte mult. Surprinzător, aș putea spune, oare ești printre unii din cei mai tineri băieți din echipă, ești și capitanul echipei. Faptul că, fiind gălățean și cred că cel mai vechi care chiar a jucat, deși sunt Țapu, Mărcuș, Berdila, dar tu n-ai plecat de aici și chiar ai prins și perioada campion național și asta a fost motivul? Ăsta a fost motivul? Sau? Probabil că ăsta a fost unul din motive. Eu sunt cel mai vechi aici, toată lumea mă știe de la Galați. Am câștigat și acele campionate și cupa și asta contează foarte mult în vestiar și în respectul. Acum sunteți respectați? Mă gândesc că românii fiind totuși mai puțini, aveți un cuvânt de spus în echipă? Da, clar, nimeni nu a făcut niciodată vreo diferență, că ei sunt mai mulți, noi suntem mai puțini, toată lumea ne respectă, chiar dacă suntem minoritari, să zic așa. În general, cred că în hockey românesc, hocheiștii la echipele care sunt români, cred că sunt minoritari. Nu știu, cum spuneai la Miercurea, că ai zis că sunt mai mulți români, dar cred că... Sunt mai mulți români, dar de etnie maghiară, da. Da, da, da. Păi am văzut, mă uitam, Goga parcă s-a întors acolo. Goga la Gheorghen. La Gheorghen, da. Goga, Donica, l-am văzut și el pe la Gheorghen, tot, da. Cred că e și antrenor. Acum, trecând, apropo de hocheiștii români, facem o extrapolare așa și la echipa națională. Totuși, nucleul de hocheiști ai noștri este destul de mic, pentru că mă uit, se mai plimbă de la o echipă alta. Foarte mulți erau într-o perioadă la Steaua, țin minte, în anii din urmă. Acum nu știu ce se mai întâmplă la Steaua, că văd că ei se mulțumesc cu locul 5. Fiind gălățean de aici, de al nostru, ce se întâmplă? Că văd că nu prea se mai ridică. Nu știu dacă de la noi, poate de la români, la asta mă refer.
Probabil că și cel puțin la București a fost lipsa patinoarului până s-a deschis Telecomul, Arena Telecom. Ei au avut ceva probleme, am înțeles că acum au mulți copii, dar la noi a fost, cred că avem o pauză între juniori de 3 ani, dacă nu mă înșel, și cred că aici s-a produs ruptura, pentru că în momentul de față este foarte greu să treci de la juniori de under 18 direct la seniori. Iar diferența dintre România și Ungaria este că ei au campionat până la U23. Uh-huh. Și atunci ți este mai ușor să faci diferența. Pe când la noi sunt două echipe de U20 și așa este greu de la U20 să treci la seniori. Iar cel puțin la Galați, probabil nu mai vin copii, n-a fost promovat destul acest sport. În ultimii ani, dacă nu mă înșel, cred că ești singurul care a reușit să faci trecerea asta de la junior la senior. Singur galațean. Și contrazi-mă dacă mă înșel. Cred că din generația mea, momentan doar eu și Țapu am uh-huh. făcut trecerea direct de la junior la senior. Bine, a fost eu am făcut trecerea de la 16 ani, am plecat la Steaua și am jucat direct la senior. Foarte puțin, cred că în ultimii 10 ani, eu nu știu. Și totuși se lucrează la vechiul, la Dunărea, la... Ce se întâmplă cu băieții ăștia? Nu e așa mare diferența? Da, din păcate ei au prins foarte puține meciuri. Adică, cel puțin anul trecut, juniorii de 18 ani, cred că au jucat 6 meciuri. Uh-huh. Ceea ce este inadmisibil. Adică nu poți, efectiv nu poți, oricât te-ai antrenat, n-ai cum să treci de la 18 ani la senior doar cu 6 meciuri. Acum am văzut că Paul Burada se ocupă de Under 20, parcă. E ceva de acolo care ar fi da, de băgat măcar 5-10 minute avem, într-un meci cu Sportul Zdențesc sau cu Marton Aron ăștia. Avem sunt de fapt avem portare, uh-huh. Ambii portare se antrenează cu noi, au și jucat cu Sportul. Sunt gălățeni? Da, este Dragoș Petrică, tot gălățean, el a jucat și cu Sportul și cu... Am văzut că a fost selecționat acum, parcă este chemat la lotul național, am a fost la U20, da, da, da. La Under 20, la campionatul mondial, da. El a jucat și cu Sportul și cu Marton Aron. El cu cei de la Marton Aron sunt cam de aceeași vârstă și el face antrenamente cu noi, da. Întreb pentru că am constatat în ultimii ani că foarte puțin reușesc să pătrundă la echipele astea de seniori. În condițiile în care Galațiu, și cred că bine știi, poate eu nu știu foarte bine, a fost un centru foarte puternic de copii și juniori alături de Miercurea Ciuc și cred că peste Steaua a fost în anii 90 atunci. Adică erau echipe puternice aici. Da, păi a fost cel mai puternic centru de copii și juniori și drept dovadă a fost cred că 2 ani la rând în care la Steaua activau cam 13 Păi Steaua gălățeni. A fost ținută de gălățeni. Eu țin minte generația aia, în anii 84, 85, 86, când cred că două linii cel puțin erau de la Galați. Da, a fost 2 ani la rând în care au fost 13 gălățeni mm-hmm. în echipa Stelei. În echipa campionă. Și mulți ani în care echipa de juniori de la Galați era campioană națională, bătea Steaua la junior și Miercurea Ciucu, se băteau cu Miercurea Ciucu. În anii aia, 90. Eu de ce știu că unchiul meu a fost în director la școala, se chema SS2. Da, și aveau sediu chiar acum, unde sus la patinoar, unde acolo. Și îmi plăcea foarte mult. Și îmi place foarte mult, dar eram implicat așa și mă uitam. Au fost niște generații foarte bune. Da, păi au avut... cred că patru generații la rând care au ieșit campioni la juniori an de an, regulat. Revenim și la, trecând puțin și la echipa națională, în echipa națională a României, suntem totuși la un nivel modest, aș putea spune, în Europa și în lume. Crezi că există posibilitatea să mai urcăm? Eu mi-amintesc că aveam o națională la România, am fost prezent și la Olimpiadă, am avut aici campionatul mondial când puteam să promovăm, înțelegi, dar din păcate a promovat Olanda. N-am să uit, totuși, hockey-ul e un sport de tradiție în România, dar din păcate, iată, pe plan european și mondial, cred eu că suntem deficitari. Ce se întâmplă? Ideea este că în acea perioadă eram cam
la același nivel cu celelalte țări și aici mă refer la infrastructură, iar ei au promovat, drept dovadă, cel mai bun exemplu este Ungaria, care are undeva la 20 de patinoare numai în Budapesta. Bine, baloane neacoperite, dar sunt patinoare. Nu mai spun acoperite în toată Ungaria. Și la ei s-a văzut progresul, au ajuns în elită, iar noi am rămas cu aceleași patinoare. Chiar mai mult cel de la București s-a desfințat și are 2 ani de când s-a înființat Telecom Arena construit de Țiriac. Asta crezi că ar fi unul din motive? Faptul asta că nu fi... n-ai cum să adun copiii la hockey, nu? Asta ar fi principalul motiv. Iar următoarele sunt că nu prea mai sunt nici antrenori. Asta... și... am și eu întrebarea asta aici, că am tot auzit o discuție de asta, noi nu avem specialiști de hockey în România. Da. Calificați pe sportul ăsta, efectiv. Sunt foarte puțini, pentru că mulți dintre cei care au jucat și la 20 de ani sau la seniori au jucat un an, doi, s-au lăsat, nu au mai vrut să mai continue pe această ramură. Dar... cel mai mare defect este că nu este promovat și chiar și cu acești antrenori puțin cât sunt, cei care sunt destul de buni. Dacă ar fi promovat și ar avea ce să antreneze, adică să fie un antrenor, să aibă 2-3 grupe de copii cum era în trecut, ar putea să scoate jucători. Acum doar în zona Harghitei se mai scot jucători și mulți dintre ei pleacă în Ungaria. Câte patinoare ok pentru hockey avem în momentul ăsta în România? Adică pe care se poate juca un meci oficial, nu gen cum este la Brăila care e acoperit și... Adică unde se pot face competiții? Brașov, Ciuc, Galați, Cârța și Gheorghe. Și Gheorghe. 5. Pentru că cel de la București nu este încă omologat să... Dar Steaua se antrenează, bănuiesc, acolo, nu? Se antrenează, dar nu pot discuta meciurile oficiale. Da, pentru o țară cu aproape, să zic, dacă urma mai fi 20 de milioane de locuitori, zic 18, chiar foarte puțin. Da, pe mine chiar mă doare faptul că... Cel mai dureros este că o capitală europeană nu are patinoare. Și dacă urci în țară mai sus de Brașov, este și Târgu Secuiesc. Dacă urci mai sus de Brașov, ăia habar n-au de hockey în România. Adică cam jumătate de țară are. Adică ar fi, să spun, ce e zona Mercurea-Ciuc, partea aia, Covasna, că sunt mai multe echipe acolo, cum ai zis și tu, Marton, Aron, nu știu unde are domiciliu. La Cârță. La Cârță. Mai Gheorghieniu, întotdeauna au fost alea. Dar mai sus de Brașov, dacă duci la Cluj, Timișoara, Arad, Oradea și le zici de hockey, cred că se uită cum m-aș uita eu la curling. Adică aici e problemă, parcă împărțită țara asta în jumătate și nu înțeleg din ce cauză. Mai este un patinar la Târgu Mureș care este în proporție de 90% finalizat, dar nu îi dau drumul și este în stagiul ăsta de 4 ani, 5. Bine, acum ar fi întrebarea aia legată de antrenori pe care ai deschis tu subiectul. Dacă nu mă înșel, voi mulți dintre voi ați terminat sau încă mai sunt unii dintre voi care Facultatea de Educație Fizică și Sport. Dacă vrei să te specializezi pe hockey, Galațiu ar avea posibilitatea asta aici la facultate la Galați? Că da. Totuși am văzut că fac studenții pregătire în patinoar. Da, fac, dar nu există specializare în hockey. Cum se poate face un absolvent al facultății antrenor de hockey? Sau poate, nu știu, nu trebuie să fii absolvent. Fost în hocheist. Momentul în care ești absolvent, te duci la școala de antrenor la București și nu mai faci 2 ani, faci doar un singur an să iei carnetul de antrenor. Iar din ce am înțeles, spre surprinderea mea, poți să dai doctoratul în hockey în Moldova. Dar Moldova are echipă de hockey? Nu? Are ceva de copii juniori, dar nu senior, nu campionat. Nu. Ei n-au campionat, dar au patinoare? Au 2 sau 3 patinoare, dar au ceva ucraineni, ruși și joacă în campionatul Rusiei. Au fost acum vreo
ceva ani în urmă, Platina Chișinău a încercat să bage o echipă de seniori la noi în campionat, dar n-au putut să o susțină. Slab rău, nu? N-au putut să o susțină, nu știu care au fost. Bine, adevărul că să susții echipă de hockey e destul de costisitor. Sunteți mulți, echipamentul e scump. Asta vreau să te întreb, cum sunt și condițiile la echipă, pentru că na, ne mai intersectăm pe acolo și cum e acum după câteva luni bune de 5-6 luni? În momentul de față avem cam tot ce ne trebuie. La început am avut ceva dificultăți, bine, și conducerea inerente, da. Era mai greu cu înțelesul fenomenului, de ce constată, de ce a trebuit să dăm și explicații, dar în momentul de față s-au pus lucrurile în mișcare și avem chiar aproape tot ce ne trebuie. De ce, sau nu știu, fă-mă, poate greșesc, nu mai mi-amintesc de foarte mult timp ca hockeyul românesc să exporte un jucător în străinătate. Dacă nu mă înșel, ultima a fost Cazacu, parcă băiatul fostului hocheist de la Steaua. Mai avem jucători în vreun campionat străin? Da, avem, dar din păcate... Adică un campionat peste campionatul nostru, la asta mă refer. Avem, dar din păcate sunt tot din zona Harghitei și sunt cu dublă cetățenie, iar nu știu dacă o să aleagă, dar ei sunt din Miercurea, Ciuc, Gheorgheni, avem jucători chiar și unul dintre ei chiar s-a întors la Ciuc. Mm-hmm. Anul ăsta a jucat în Cehia Prima Ligă. Mai sunt jucători și din Germania și Austria, dar nu știu când o să ajung la seniori, adică nu știu, sunt convins că nu o să aleagă, cred că, naționala noastră. Din experiența pe care ai, care din jucătorii străini, adică ce naționalitate se pliază mai mult pe specificul hockeyului românesc? Adică, ca am văzut, au fost aici prezenți și din Rusia, și din Ucraina, ce-am mai avut, parcă americani, slovaci, parcă nu? Da. Care crezi că, sau cum i-ai simțit așa, cu ce ne asemănăm noi ca școală de hockey? În momentul de față, cred că cu Rusia, pentru că și în trecut toate pe vremea comunismului mergeau în Rusia. Tot timpul cantonamentele se făceau în Rusia și probabil de acolo școala rusească cred că este cea mai apropiată. De fapt, noi suntem cei mai apropiați de școala rusească. Apropo de cantonamente, că ai deschis subiectul ăsta, de când ați mai făcut un cantonament de pregătire la hockey? Că știu că înainte erau, nu știau cum să cheltuie banii, pe vremea când și eu jucam handball. Cred că anul trecut am avut ceva cantonament pentru că s-a dat drumul la gheață și a fost acel film cu patinaj, o patinatare de patinaj artistic, dar cantonament specific de pregătire, de înaintea competiției, n-am mai avut de multe. Cel puțin eu, de când am fost la Steaua, n-am mai avut. Liga MOL, crezi că v-a ajutat sau nu? Perioada aia în care jucați, cred că mai mult pe drumuri erați. Am avut o discuție, erați angrenați în trei competiții, Campionatul României, Cupa României și Liga MOL. Și Cupa Continentală. Patru, da, a patru. Așa, părerea ta, dar sinceră, a fost benefic sau nu pentru voi? Clar. Deci, în acea perioadă, cred că am învățat cel mai mult, am experimentat cel mai mult, să zic așa. Erau foarte multe meciuri cu echipe diferite, experiențe diferite, jucători diferiți, fiecare echipă venea cu ceva nou și la început ne-a fost greu să ne adaptăm. Cred că noi am început să jucăm la nivelul lor undeva în luna noiembrie până ne-am acomodat, dar a fost foarte benefic. Și drept dovadă, uitați-vă, ritmul de joc și cel de aseară, chiar dacă noi am câștigat 6-3, ritmul a fost impus totuși de ei. Ritmul de patinaj, ritmul de joc, e ceva diferit. E mult mai ridicat nivelul din actuala Ligă Este față de campionatul. Și ultima întrebare, pentru că ne apropiem de final. Mi-aș dori ca să vină mai mulți spectatori la patinoar. Am văzut și aseară, dacă îi adunam pe toți dintr-o parte în alta, cred că am jumătate de patinoar ar fi fost plin.
cam ce ar fi de făcut? Mă uitam la meciul cu Martonara, am trecut pe acolo, nici nu știu dacă erau 300 de persoane sau 200. Până la urmă, avem patinoar, de făcut mediatizare, eu zic că se face. 5 lei intrarea, mi se pare foarte ieftin, adică că până la urmă e crema hocheiului din România. Da, și ar trebui făcut puțină publicitate, dar din păcate noi suferim anul acesta eșecul de anul trecut. Cineva spunea că avem în Galați suporteri de rezultat. Ești de acord cu opinia asta? Cealaltă jumătate de patinoar despre care ați vorbit, e aia, nu? Aia goală, e aia de rezultat. Dar până la urmă, într-un fel, suporterii au dreptate. Dacă nu aduci rezultate să vină să vadă ce, ei vor spectacol, ei vor să câștigi. Susține bine, aici asta, te contrazice, de exemplu, dacă duci în Germania sau în Scoția să vezi echipe de Liga 3, stadioanele arhipline și în Anglia, nu pot toți în fiecare an, nici uite, mă uitam la Real Madrid în campionatul Spaniei, vezi, se mai șchiop, poate, a plecat Ronaldo, nu poți tot timpul să ai, da, eu zic că lui care îi place hockey sau alt sport, trebuie să vină, mai ales la greu, așa văd eu lucrurile. Da, și la greu avem acea jumătate de patinoar, iar ceilalți cred că... Da, păi cam cunosc, păi și pe unde stau îi văd, cam aceiași oameni. Da, sunt cam aceiași oameni, dar v-am spus, cred că noi în momentul de față suferim datorită eșecului de anul trecut, pentru că oamenii au prins, început să prindă fenomenul, mai ales cu Liga Mall, cu campionatele câștigate, cu cupa, început să prindă fenomenul și deodată am stagnat. Cred că ăla a fost pasul greșit pentru care plătim și acum. Adis, mulțumesc. Doamnelor și domnilor, a fost Adrian Irimia, capitanul echipei de hockey CSM Galați. Eu vă invit să fiți prezenți în număr cât mai mare la meciurile băieților în continuare, așa cum a spus și el la început. Vor veni meciuri importante pe teren propriu cu Csíkszereda. Eu sunt Dan Pantea și vă invit în continuare să rămâneți alături de colegii mei de la TV Galați. La revedere!